Am auzit vorba, fericirea se află în interior de atât de multe ori încât a devenit un clișeu și a pierdut din semnificație. Ok, fericirea vine din interior, dar cum o scot la suprafață și cum o păstrez astfel încât să mă bucur de ea? Hai să fim realiști, am atâtea lucruri pe cap, chestiuni de care sunt nevoit să mă ocup și probleme ale lumii cotidiene pe care nu le pot ignora uitându-mă spre interior. Cine zice că nu ar trebui să punem preț pe lucruri externe, probabil că n-are rate de plătit, mâncare de cumpărat, o familie care se bazează pe el și treburi de rezolvat în lumea reală. Într-adevăr, ce ține de mediul exterior nu poate fi ignorat. Tocmai de aceea, ideea de fericirea se află în interior nu te îndeamnă să neglijezi exteriorul, ci cum să te raportezi la lumea în care tu trăiești astfel încât să simți și liniștea sufletească, punând interiorul și exteriorul în balanță și astfel trăind în armonie. De fapt, aceste cuvinte reprezintă chintesența întregii filozofii, iar cine reușește să le înțeleagă și să descopere modalități prin care să se poată ghida după ele, va trăi o viață frumoasă, o viață care merită trăită. Din fericire, nu trebuie să-ți petreci 50 de ani din viață pentru a experimenta și a înțelege ce este și cum se obține fericirea în mod particular pentru tine, pentru că au făcut-o deja alții înaintea ta, și anume filozofii, cu precădere filozofii stoici. Ei au studiat mersul vieții, psihologia umană și ce dificultăți întâmpină omenirea de-a lungul existenței ei. Filozofii au fost interesați de cum funcționează viața, cum funcționează oamenii și cum pot ei să trăiască în armonie viața care le-a fost dată. Fiecare filozofie are felul ei de a prezenta viața și soluționările la problemele ființei umane. Scepticismul lui Socrate spune că este nevoie să ne cercetăm viața și pe noi înșine, punându-ne întrebările potrivite. Epicureismul lui Epicur, că trebuie să ne maximizăm plăcerea deoarece viața este limitată, alte abordări că trebuie să ne eliberăm de suferință, cum ar spune budismul. Stoicismul, în schimb, propune să ne dezvoltăm caracterul și să facem ceea ce este frumos și corect, și anume să fim drepți, cumpătați, curajoși și înțelepți. Despre asta urmează să-ți vorbesc cu ajutorul uneia dintre cele mai bune cărți de filosofie stoică. Deci, dacă ești interesat de stoicism, trebuie neapărat să-ți prezint această carte, care este foarte ușor de citit și plină de informații și indicații valoroase despre cum merită să ne trăim viața. Cartea Ghid pentru o viață împlinită. Interesul pentru stoicism a crescut exponențial în ultimii ani, motiv pentru care mulți autori și personalități au căutat să extragă esența acestei filozofii, să o promoveze și să o prezinte publicului larg, pentru că, într-adevăr, filozofia este pentru oricine, nu doar pentru intelectualii din facultăți. S-au scris multe astfel de cărți pe subiectul stoicismului, printre care și cartea Ghid pentru o viață împlinită, A Guide to the Good Life, autorul fiind filozoful contemporan William Irvin. Autorul dezvăluie pas cu pas cum poți să-ți construiești singur fericirea, indiferent de contextul de viață în care te afli. La fel cum spuneam la începutul acestui video, explicațiile și argumentele lui fiind bazate pe învățăturile filozofiei stoice. Acesta ne îndeamnă să nu ne speriem când citim cuvântul filozofie, pentru că stoicismul este mult mai simplu și mai practic decât orice altă filozofie, însă nu este mereu ușor de îmbrățișat. Astfel că, în paginile acestei cărți, profesorul William Irvin transformă această filozofie antică, uitată în timp, într-un antrenament mental care ne va menține spiritul viu, împletită cu experiența vie a trăirii după această filozofie a însuși autorului, pentru a avea un model în această direcție. Conținutul cărții Ghid pentru o viață împlinită. Conturul practic al cărții este dat de principiile stoice prin care ne putem construi treptat fericirea, printre care vizualizarea negativă, care elimină dependențele și le înlocuiește cu sentimentul recunoștinței, dihotomia controlului, care ne învață cum să setăm corect obiective astfel încât să nu mai simțim anxietate cu privire la ele, ci doar motivație și mulțumire de sine, indiferent de rezultat. Acceptarea, care reprezintă o atitudine mentală ce ne scutește de pericolul de a rămâne prinși în trecut sau în viitor și de a ne raporta corect la ele, trăind mult mai entuziasmați prezentul. Renunțarea la ego diminuează plăcerile și mărește rezistența.
reziliența mentală, astfel încât să fim mult mai puternici, curajoși și autentici în deciziile pe care le luăm. Meditația, care presupune a ne construi un eu stoic care să servească drept observator în rutina noastră zilnică, să ne modereze deciziile oferindu-ne autocontrol, conștiinciozitate și observații pentru a ne îmbunătăți comportamentele pe viitor. Toate acestea și multe altele sunt unice în curentul dezvoltării personale și psihologiei, motiv pentru care este foarte probabil să nu le mai găsești altundeva în afară de resursele stoicilor. De ce să citești cartea așadar? Cartea prezintă nu doar practici prin care te poți dezvolta personal în mod individual, dar și metode și idei despre cum să vezi societatea și să te raportezi la oameni în așa manieră încât să conviețuiești cu ei, să aduci valoare în viețile lor, chiar dacă ei pot face mai mult rău decât bine. Responsabilitate. De ce este de datoria ta ca om să aduci aportul în societate? Cum să o faci astfel încât să nu fii rănit de ceilalți și să te simți satisfăcut chiar dacă nu primești recunoaștere pentru roadele muncii tale? Insultele. Cum să transformi jignirile și calomnia în prilej de rezistență, astfel încât furia neîndreptățirii să se transforme în putere personală și compasiune pentru cei care te judecă și te vorbesc de rău? Faimă și bogăție. Cum să transformi nevoia de bani și de recunoaștere în oportunitate de a excela în virtute, de a face mai mult bine, de a fi mai fericit, dar fără a deveni dependent de ele, astfel încât, în momentele în care vei pierde toți banii, vei fi neafectat, dar recunoscător pentru că i-ai avut. Stoicismul nu te îndeamnă să renunți la faimă și bogăție precum alte filozofii, dar te învață cum să le folosești înțelept, fără a deveni dependent de ele. Moartea. Cum să transformi frica de moarte în motivația de a trăi. În final, observăm și câteva mărturii ale autorului cu privire la cum i s-a schimbat personalitatea treptat în anii în care a aplicat stoicismul în viața sa. Astfel că William Irvine nu oferă în ghid pentru o viață împlinită o teorie academică despre cum să străiești viața pe baza unei filozofii, ci el însuși este un model viu de persoană care nu predă filozofie, ci trăiește filozofia stoică și ne învață și pe noi prin puterea propriului său exemplu. Cartea este plăcută la citire, concisă, scrisă într-o formă pragmatică, plină de informații valoroase, astfel încât nu vei avea sentimentul că știam asta sau am mai citit asta și în alte cărți. Pe lângă Ghid pentru o viață împlinită, am făcut un alt video despre altă carte extrem de bună și anume Cum să gândești ca un împărat roman, scrisă de Donald Robertson, pe care o găsești în colțul de sus al ecranului. Iar dacă ai tu cărți despre care îți dorești să fac un video, te rog, lasă-mi numele cărții într-un comentariu.